Salutare, 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 măi. Cam ă, târziu zile să vin cu episoadele de cu asta cu punguliță, cutiuțe, tiuțe, chestii socoteli, dar, mai, asta s-a întâmplat, asta a fost, na, nu e după, după cum vreau eu, de multe ori, eu, da, am avut așa o perioadă destul de haotică, acum de sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, de fapt toată luna decembrie a fost așa mai haotică, mai cu evenimente nu prea ok, da, și știți cum e, ți se cam taie cheful așa să mai, să mai faci ceva când, na, știi că alte treburi nu, nu se arată chiar roz, dar cu răbdare, cu de toate din asta așa mai pozitivistice, știți, reușim să trecem peste, da, mai episod nou astăzi, da, deci ce am apucat, ați văzut, ce am mai postat, așa au fost asta cu pisoiul, da, pentru că restul s-au adunat niște chestii, da, deci am avut răbdare să pun așa, Pachetele de la Moșu unul lângă altul, da, și abia acum apar filmările cu tot ce înseamnă chestii de la Moșu, da, dar o să facem episoade separate, pentru că mie așa mi așa îmi place să vorbesc despre fiecare, da, pentru că, da, aici la mine, la sau pe cuferul cu parfum, Moșu a început să vină de undeva de prin ultima zi a lunii noiembrie. Da, moșul a început să vină destul de, de vreme, să zic așa, dar a fost binevenit. Adică, da, moșul bine ai venit. Deci nu n a fost o problemă. Faptul că moșul a venit mai devreme. Oricum, în afară de moș Crăciun, știți că mai este și moș Nicolae, deci, da, se consideră cumva că a fost așa. Și de moș Crăciun și de moș Nicolae. Și da, încep cu primele cadouașe care au treabă cu perioada asta a sărbătorilor și mai exact cu cele pe care le-am primit la întâlnirea organizată de Ana Maria Tatucu, Beauty Barometer, cum o știți și voi de pe Instagram, de pe YouTube, de pe blogul pe care i-a scrie de foarte mulți ani. Da, mi-a scris în privat pe Instagram că am mai discutat așa de pisici, de parfumuri, o chestie asta și mi-a scris despre evenimentul pe care urma să-l organizeze ea în data de 29 noiembrie și mi-a scris că iar plăcea să pot să, să, vin și eu. Parcă m-a întrebat ce ai putea să vii, că ce mi ar face plăcere să, să te văd la, la evenimentul ăsta pe care îl organizez. Da, pentru că știți cum e, la chestii de genul ăsta nu discuți neapărat doar de beauty, skin care, chestii de astea, având lumea de acolo și blănoși acasă, da, mai discutăm și despre blănoși, pentru că nu se poate fără ei după cum bine știți, da, pentru că eu în general cam așa deschis subiectele. A, ai blănos? Gata, nu, nu mai scapi de mine, clar, dacă ai un blănos acasă, am, am să te stresez uh, mereu cu întrebări legate de el. Da, deci odată ce știi că ai o pufoșenie sau două pufoșenii sau trei pufoșenii sau 15, 100 de pufoșenii, da, așteaptă-te să apară o tilia de undeva de acolo așa pe neașteptată să, să te întrebe, Dar ce ai fac cu foșenile? Da, deci asta a fost chestia ca, mă rog, s-au discutat mai multe, dar din păcate eu n-am reușit să ajung chiar la tot evenimentul, am ajuns undeva pe la ora 19 pentru că am lucrat atunci și da, fiind de serviciu, am terminat programul și m-am înființat direct acolo. Era deja atmosfera de asta de sărbătoare, da, în momentul în care vezi tot așa pus, da, cu cadouri, cu așa te gândești, băi, vine, vine perioada cadourilor, vine, vine perioada sărbătorilor, cu bucurie, cu emoție, cu toate cele. Da, și după cum vedeți, da, n-am... Moș, moșul, de fapt, mai corect spus, nu ne-a ocolit pe cei care am fost acolo, da, și fiecare a plecat acasă cu cadouri de la moșu, da. Și am avut răbdare să le pun așa frumușel deoparte pentru că, da, mai și am chestii deja începute și am zis, băi, nu mai desfac altele care sunt noi nouțe, da, nu mă apuc acum să desfac tot și după aia știți cum e, odată desfăcute trebuie să consumate, pentru că, da, chestia de dat pe față, mai ales, Prefer să nu le țin foarte mult timp, prefer să le consum cu mult înainte de termenul ăla de expirare, să, să zic așa. Da, bine, la mine oricum chestia asta se termină, dar s-a nimerit încă să mai am produse, da, și acestea sunt neatinse. Cum să ar zice, dar nicio problemă, ne răsfățăm și acum, înainte de revelion, pentru că, da, între timp ce aveam eu... S-a mai terminat, a trecut în categoria de golite, da, bă, episodul cu golitele, eu încă n-am apucat să-l fac, o să-l fac și pe el, stați liniștiți nu scăpați nici de acel episod. Și zic că, să nu mai lungesc, eu să nu mai lățesc așa mult, 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 da, și să trec așa, să vă arăt și vouă ce cadouașe am primit în prima tranșă de la Moșu, da, cu ce a venit Moșu în prima parte a perioadei cadourilor, da, cu ce s-a înființat Moșu. Către toți cei care am fost acolo. Bă, noi practic, practic, suntem niște copii mai mari acum. Poate să spună cine ce o vrea. Nu ne place chestia asta cu Moș Crăciun, cu... Anul nou, așa, cu bucurii din alea infantile, dar bă, sunt plăcute. Numai na, cine nu știe să se bucure și nu apreciază copilăria, da, nu, nu știe ce înseamnă chestiile astea. Că a zis bine cineva, bă, în momentul în care încetezi să mai fii copil, ai cam murit. Da, ăsta e adevărul. Deci nu am de ce să contrazic respectivele spuse. Da, când încetezi să mai fii copil, Cam ești un om mort, sincer. Și da. Mai. Mai, 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 mai. Da, în fine, vorbesc așa un pic dezlănat. Nu știu, nu știu cum să zic, pentru că, da, a trecut ceva timp de când am mai făcut episoade din asta cu. Cadouașe cu chestii, da, și vă spuneam eu că nici nu trec printr-o perioadă optimă în momentul ăsta, da, mă, nu, nu că mă plâng sau ceva, dar o, am pe bunica, are niște probleme de sănătate și, da, nu prea îți mai arde de hi-hi-hi și ha-ha-ha chiar în orice moment, dar cumva, da, încerc să-mi... Păstrez, să zic așa, și aerul ăsta mai, mai pozitiv un pic, deși mă dor anumite chestii. Dar, în fine, lăsăm, lăsăm la o parte gândurile astea mai, mai puțin frumoase, da, pe care tot încerc eu să le astup cumva, să le diminuez. Și, da, vreau să vă arăt uh, și vouă aici ce am uh, prin pungulițe. Uh, unele dintre ele au fost și uh, dubluri, dar pe acela deja le-am uh, le mai făcut așa cadou, da le -am, uh, le am făcut și mamei un pachetel așa de Crăciun și i l-am dus, da, pentru că, da, știți cum e, fiecare da dorește să facă și celor de acasă o bucurie, nu contează mică, mare, dar să fie acolo ceva din inimă, contează mult gesturile de genul ăsta. În fine, trecem acum să vedem ce avem prin pungulițe, pentru că, repet, deși vedeți că am boțit pungile astea săracele de ele, că dacă nu le-am mutat de colo și de colo, că, ba, mi se pare că nu stau bine într-un loc, le-am îndoit un pic, le-am așa, le-am... Că mă uit acum la ele, zic, doamne, în ce hal am putut să le, să le, transform, da, că ele erau perfect întinse tot, că am venit acasă cu ele așa foarte frumos puse, na, mai punele, dacă mai fă le ca înainte dacă poți, că nu mai e cum, dar le-am asezat cumva să arate cât de cât prezentabil, așa, pentru episodul de astăzi și da, o să începem cu, 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 cu acasă la Moș Crăciun, acasă la Moș Crăciun. Da, după cum vedeți, avem aici și un site. Da, să intrați și voi pe el, că o să găsiți niște chestii foarte interesante. Și da, de la acasă, la Moș Crăciun, sau, pardon, de acasă, de la Moș Crăciun, am plecat cu o punguliță în care avem aici un ceai de castravete amar, da, Mormondica parcă Știu că se numește, da Eu mai de mult am lucrat uh, La um, Ceva De-asta de Telemarketing, da, și vindeam Produse pe bază de chestie Din asta, unele dintre ele, da, erau chiar cu castravetea Mare, dacă mi-aduc bine aminte uh, Să vă spun și voi Așa, în cazul în care nu sunteți familiarizați Cu um, Chestia asta, da cam pentru ce e bun și da, cum se prepară ceaiul ăsta de castrabete amar. Deci se face un decopt din 4-5 gondele uscate, se introduc în apă fierbinte, apoi se infuzează 10-15 minute, se filtrează, se consumă ca atare sau îndulcit cu un dulcitor natural, dar nu cu miere, pentru că mierea în lichide fierbinți, atenție, devine toxică. Se recomandă 3 ceruri pe zi în cură de 6 săptămâni. Da, este contraindicat în caz de glicemie scăzută, copiilor sub 5 ani, femeilor însărcinate sau care alăptează și nu se administrează pe perioade îndelungate de timp. Poate produce interacțiuni ușoare cu medicamentele sau poate scădea glicemia și colesterolul. Deci poate da hipoglicemie. Uh, pardon, băi, 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 stați, stați. Ce faci, mă? Iar, iar vorbești, mă. Deci uh, poate produce atenție. Da, poate produce interacțiuni ușoare, adică poate efectelor cu medicamentele pentru hipoglicemie sau pentru hipercolesterolemie. Da, deci pentru pentru astfel de medicamente, deci uh, grijă când consumați suplimente sau ceaiuri pe bază de castravete amar. Da, o, știți cum e, orice informație de genul ăsta e binevenită, nu că vă spun că eu nu sunt medic de profesie, nu sunt terapeut din asta cu chestii alternative, nu, 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 nu. eu, da, m-am mai documentat așa, pe colo și pe colo, chestii serioase, dar puteți să consultați site-uri de specialitate, puteți să citiți, da, să vedeți exact la ce ajută, dar ok, grijă mare cu consumul în exces. Da, iar aici mai avem ceva, pentru că da, n-am pus și asta, mă, la mine oricum ornamentele de Crăciun stau până prin luna februarie, pentru că atât îmi sunt de dragi. Da, deci la mine nu există, ca s-a încheiat anul nou, gata, e în 1 ianuarie, scoatem chestiile. Nu, no. deci eu și momentul de față, da, ornamentul cu Moș Crăciun pe care l-am pe frigider, e de anul trecut, sau dacă vreo 2 ani pus acolo și acolo a rămas. Da, deci eu am pe frigider un ornament cu Moș Crăciun care e acolo hă, de ceva timp. Da, deci când consideră că mi s-a luat de ornamentele de Crăciun, atunci le scot. Da, deci nu e târziu nici acum să mă apuc să decorez cizmulița aceasta și să o așez undeva la locul ei bine meritat. Deci da, de acasă, de la Moș Crăciun, am plecat cu această pumuliță, care conține un ceai, și o cizmuliță care poate fi decorată și pusă în brăduleț sau pe ușă sau lângă, nu știu, tăvița cu ornamente de Crăciun. Știți voi, tot felul de lucrușoare de astea drăguțe. Așa, deci aici a fost acasă la Moș Crăciun. De acasă de la Moș Crăciun. Am, am plecat către, sau de fapt moșu a plecat de acasă de la el, a plecat către Mariono, iar de la Mariono ne-a adus ceva frumos, 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 frumos. Uh, trebuie să vedem aici, măi, e o cutiuță, e o cutiuță, măi, e o cutiuță, e o cutiuță, da, deci am avut răbdare să nu o deschid, uh, să folosesc chestiile, da, de deschis, am deschis-o așa, mi-am băgat un pic nasul prin ea să văd exact ce e, dar băi, am avut răbdare să nu încep și produsele astea, pentru că, repet, aveam chestii deja desfăcute și nu, 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 nu faceți greșeala să desfaceți mai multe creme și de asta așa. Doar dacă le folosiți alternativ și știți că le terminați cam în aceeași perioadă, dar, dar să le desfaceți și doar să le lăsați desfăcute, nu, 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 nu e cea mai inteligentă variantă. Și, da, dacă moșul s-a oprit și pe la Marionu... Da, pentru că moșului îi plac chestiile de calitate, da? Și ce s-a gândit el? Să pună în sac niște pungulițe, da? Moșul le-a pus frumos. Eu, din păcate, am reușit să boțesc și punga aceasta. Dar ce a pus moșul în pungulițele pentru noi? Ei bine am pus așa, un set de la Lancome, da, cu un ser și o cremă. În uh, variantele acestea Travel, uh, serul Genific 10 ml și crema pentru lifting ultra, da, uniformizează și pielea, are și efect de fermitate, este și antirid, uniformizează și nuanța tenului. Mă, Urmează să încerc și acest uh, set, da, v-am spus, deși muram de curiozitate să-l să testez, știind că mai am chestii, nu. Am zis, tu trebuie să stai acolo, că e păcat de tine să te desfac și apoi, da, luându-mă cu altele, uit să te folosesc și nu mai zic... Uh... Da, 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 e o chestie de genul ăsta, deși scrie că au termen 12 luni, oh, oh, oh cu mult înainte de 12 luni le, le termin. Da, Mai seturile astea mie, mi se par cea mai bună variantă dacă vreți să testați chestii, da, nu vrei să luați din prima variantele full size. Da, astea de travel uh, sunt foarte ok. Așa, și de la Mariono, călătoria moș, moșului ca să ne aducă multe cadouri. A continuat la Ivroșe, iar de la Ivroșe moșul a încărcat pungulițele tot cu niște chestii foarte frumoase, măi, și m-a nimerit din plin cu ceva. Acum nu știu, moșul mi-a citit gândurile sau nu știu cum să mă exprim, dar mă, m-a nimerit de nu se poate cu ce e în pungulița asta, da. Deci cred că nici dacă mi-a fi conceput eu cadou ăsta, nu e așa atât de, de, bine schema. Bă, moșul mi-a citit gândurile, bă. mai intuit el că mie îmi plac anumite chestii. Și mi l-a pus în punguliță. Și acum să vedem. Din oprirea moșului la Ivroșe, să vedem ce am primit în această punguliță. Mai și începem cu gelul de duș de la Ivroșe aia cu boabe de cafea. mai deci chestia asta, pentru că ăsta e preferatul meu. L-am mai avut atât cumpărat, cât și primit cadou, nu odată. Mă, e chestia aia pe care îți vine să o mănânci. Da, deci nu să te speli cu ea, îți vine să o pui pe o felie de cozonac din ăla cu cremă de ciocolată sau pe un corn. Da, și îți vine să-l mănânci, măi, are un miros atât de frumos, da, încât mă, parcă nu vine să mă spăl cu el, îmi vine să-l mănânc, da, fix, fix asta și reacția mea de fiecare dată. Că am impresia că îi spuneam și Mihaelei Vâlcu anul trecut când uh, am primit și de la ea cadou un uh, astfel de gel de duș. Zic eu pe asta, uh, cred că o să-l mănânc. Cred că o să-l mănânc. Cred că o să-l mănânc, cu siguranță că e, e mult prea bun. E mult prea bun și, da. Da, 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 Dar la fel, așteptăm să, se să, să termine, pentru că știți fixul meu cu gelurile de dus și cu spumantele pentru baie și cu toate cele. Întotdeauna sunt multe, Ăstea sunt începute, băi, deci ăsta sunt începute, da, de ăstea nu mi-e milă. Ca, țața, -ța, veta, ca neamul prost, ca neamul de trai, stă eu în momentul în care fac baie sau duș, pun, tată, deci pun să fie, pun să fie, să-mi pară bine, da, știți cum e. Dacă uh, să se pare rău, mai bine să ți se facă rău, de miros frumos, da? Să duhnească după aia 2-3 ore, 12 ore uh, după ce ies eu de la baie. Ați înțeles, da? Cam, uh, cam așa funcționez eu. Da, deci ăsta e gelul de duș de la Ivroșe, cel cu boabe de cafea. Aolea, deci trebuie să-mi bag în el. Mm, crema asta, lap cafea cu lapte, da, e, e foarte, foarte mișto. Așa, și mai avem ceva aici, mai avem, mai avem, ce mai avem noi aici? Ce mai avem? Avem o cremă din gama aceasta bio, o cremă lejeră, hidratantă, cu măr organic, din câte văd aici, da, cu... Nutrienți din măr organic, este o cremă de față, da, cu ingrediente naturale. Da, cu extract de măr bio. Da. Da, da, da. Și scrie că poate fi folosită și începând cu vârsta de 9 ani, cred. Da. Este o cremă, da, scrie că e pentru întreaga familie. Deci, da, la copii, începând cu vârsta de 3 ani sau 9 ani, nu știu, un scris extrem de mic pe etichetele la, da, și nu. Sper că nu, nu încep ochii să-mi facă figuri, mă rog. Rezolvăm noi și problema asta, în caz de ceva. Da, și acum asta ar putea să-mi spune cineva. Păi, dacă porți lentilă de contact, normal că ai probleme cu vederea. Nu știu câtă relevanță poate avea chestia asta, dar în fine. Și da, revin. Aici avem o cremă din acea varianta Family, da? Deci poate fi folosită de întreaga familie. Spune că este o cremă lejeră. Chiar sunt curioasă să o încerc și eu. Da, abia aștept. Abia aștept să termin ce mai am, că mai am puțin dintr-o altă cremă pentru față și voi începe să o folosesc pe aceasta. Așa o punem la loc. Aici iar un produs uh, foarte interesant cu extract de albă strele Este un uh, demachiant bifazic pentru ochi, da. Uh, dar uh, da, inclusiv uh, machiajul rezistent la apă îl îndepărtează, spun ei. Mai sincer, uh, chiar dacă scrie că e doar pentru ochi. Mă scuzați, eu îl folosesc și pe restul feței, da. Pe toată mecluța, să zic așa, îmi, îmi dau că ok. îmi place textura. Am mai avut produse de genul ăsta, din astea bifazice și chiar îmi plac, chiar îmi plac. Bine, știți, indică să le clătim după. Deci nu lăsați acea peliculă, mai dați și cu ser și cu cremă, nu de clătit cu apă, uscat, apoi aplicat serul, apoi crema hidratantă și cam, da, cam asta ar fi rutina, să mă rog, tonică și după aia bla bla bla, bla. Da, deci sunt niște pași care trebuie scurmați, dar, da, voi folosi și acest produs, da, chiar sunt curioasă, pentru că, repet, am mai avut, am mai avut, nu de la Ivroșe, din de la alt brand, și mi-a plăcut. Și să vedem acum cum o să ne înțelegem și cu acesta. Da. În general, chestiile cu albăstrele mie, mie mi îmi fac bine. Am mai avut inclusiv un, un, fel de gel micelar pe bază de albăstrele de la Delia Cosmetics. Da. Și acela foarte bun. Deci, da, e cu albăstrele. Înseamnă că... Înseamnă că... O să ne înțelegem bine. Așa. Bun. Și nu puteam oșu să uite de partea de înfrumusețare și ce a făcut Moșu? Ia ghiciți voi. Ce a făcut Moșu? Păi ce a făcut Moșu? A pus în punguliță, când s-a oprit la ivroșe, a pus rimel, mascara, mai corect spus, avem o mascara de culoare neagră, rezistentă la apă, intens metamorfoz, da, cred că e un produs nou, pentru că nu l-am, acesta nu l-am mai avut. Așa, urmează, după ce termin, la fel, ce mai am încă, urmează să le folosesc pe acesta, aici avem un ruj, da, un nuanța, 03 uh, mat ruj uh, elixir. Da. Băi, eu zic să desfacem. Ca să... De fapt, nu. Nu, nu, nu. Nuanța e, e, aceasta de aici. Asta e. Mai am încă unul. O idee mai închis. Încă nu l-am terminat. După ce îl voi termina pe acela, îl voi uh, începe și pe acesta. Da. Și am mai primit încă unul. Da, urmează într-un alt pachetel. Uh, e da, greu de ales cu care, cu care, voi începe. Dar, bă, de undeva o să încep eu. Aia e, aia e clar. Deci nu, nu vă gândiți că n-am cu ce să încep. Încep eu de undeva și cu, și cu dumnealor. Da, deci astea au fost primele pungulițe. Bă, și ce mai știe Moș Crăciun al nostru, și cu Moș Nicolae, da, pentru că ei am impresia că s-au vorbit așa, unul cu celălalt, hai mă, să le ducem copiilor răstora mai mari, cadourile în același timp. Și da, s-au mai oprit ei, da, știind amândoi că nouă ne place să mirosim frumos, da, au vorbit cu cei de la Lorina Paris și cu cei de la Edosa. Și au venit și de acolo cu două pungulițe, două pungulițe. Au pus acolo câte ceva. Să fie acolo ceva, un strop de miros frumos. Și avem cu ocazia aceasta două parfumele, două mini parfumele, de fapt, pe care să le punem în colecție. Da, le găsiți peste tuturor pe site-ul la parfumat.ro, acestea. Avem uh, Teddy Woman și Zen de Santal. Ăsta știu că seamănă cu ceva, nu-mi vine în minte în momentul de față, rușinică. Acesta știu că seamănă cu Toi de la Moschino, dar uh, cum nu-mi dau seama dacă e cel roz sau cel alb. Cred că e cel alb. Da, Teddy Woman. Băi, dar eticheta e și cu cutiuța, da, deci mai ales asta la Teddy. De deci ce dulce cu totul. uitați-vă, ce simpatică. Da, este un ursuleț pe cutie. Bă, eu sunt foarte sensibilă la chestiile astea, așa. Dacă par cumva ridicolă că mă entuziasmez la chestiile astea copilărești, mă, asta sunt. Mie asta îmi plac încă sunt un copil mai mare, nu mi-e rușine cu chestia asta, da. Sunt întotdeauna când văd jucăriuțe sau uh, cutiuțe pe care sunt ilustrate, personaje de desene animate sau, nu știu, tot felul de chestii de asta, bă, nu pot să rămân insensibilă, da? Dacă vreți, înțelegeți chestia asta, dacă nu, da. Mi-e ok și așa, eu de renunțat la copilări și copilărisme, n-am de gând să, să renunț. Așa, deci da mai. și a venit și cu două mini parfumele. Le punem la colecție și urmează să le purtăm. Mai, pe ele da, acum n-am putut să nu le pozez după ce le-am primit. Da, deci eu am gândiți vă puțin, n-am umblat, n-am folosit produsele pentru că na, da, gândiți vă și voi Încă mai am chestii neterminate, da, și nevrând să las ceva desfăcut. Uh, nu l-am folosit, dar l-am văzut cum arată. Iar pe dumnealor, am parfumul, parfumul nu expiră, mai. Cel mult se transformă, dar are alcool, alcoolul, mei, nu expiră. Uh, pe ele, da, le-am, le-am și pozat, cred că știți, postarea mea de pe Instagram, weekend parfumat cu parfumuri de la parfumat, ceva de genul, da, acolo am pus eu o chestie, da, mi se par foarte simpatice și foarte utile variantele astea de mini parfumel, da, și o să le pun și pe ele, pe ele deja le pot pune aici la colecția de parfumuri și mai, 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 mai. Stați așa că mai sunt niște chestiuțe pe aici, prin pungulițe, da, Două, două, mostre de seruri, da? unul cu peptide și unul uh, cu acid hialuronic și colagen. Da? Uh, cred că l-am văzut și în format mare pe acestea, pe site-ul celor de la parfumat. Da? Deci l-am văzut și acolo. Am să testez mostrele și după aceea probabil că voi lua și o o cutie în format uh, mare. Dar, repet, după ce am să termin uh, restul de, de produse, pentru că, repet, încă mai am chestii și ca să nu expire desfăcute, da, le, le lăsăm așa. Ida, uh, <laughs> uh, oh, ah. Da, Bine avem uh, vizitatori, da. se pare. Da, dacă auziți zgomotă pe fundal Regal, și voci, uh... album. da, e iubitul meu, uh, a venit să mă, mă mai vizitează așa când și uh, când în camera unde filmez. Da, când are chef de vorbă, uh, e faza că l-am tobotul la cap să apară și el în clipurile mele cu parfumuri și a zis că el nu face chestia asta, dar... Deci o să apar sub altă formă, da. Și dacă auziți vreodată voci ciudate sau, nu știu, râgâieli sau așa în glumă, apa trasă la baie, dumnealui este de vină. Aș, așa, da, mai. am... Am un pic, că am avut așa un schimb de replici de astea mai comice, că noi așa facem. Nu, nu suntem de-aia scorțoși și da, car, carcase tinere cu comportament de fosile. Dar nu suntem din aia. Deși din punctul de vedere al multora, suntem bătrâni, mă. Eu la 36 de ani, el la 43. Suntem bătrâni. Ar trebui să ne comportăm ca atare. În fine, dacă alții se simt bătrâni, la intervalul ăsta de vârstă, este fix problema dumnealor. Eu nu mă simt așa, de altfel nici el. Deși mai glumește uneori că a, sunt bătrân deja. Așa, dar, voi trecem, da, și la ultima punguliță, pentru că, da, avem ceva de la Good Days Therapy, de data aceasta, și, da, să vedem, să vedem totuși ce avem aici, la Good Days Therapy, că avem mai multe chestiuțe, da, niște cutii suplimente, aici avem... Uh, ultra immunocomplex imunocomplex cu microparticule de vitamina D3, zinc organic și seleniu organic vitamina C cu absorpție și retenție superioară datorită treonatului de calciu. Bă, frate, deci au ăștia niște denumiri, ți se limbă prin bangură, știți expresia. Așa, așa arată cutiuța, este de la, da, Good Day Therapies, uh, Barnes, uh, Canada, ceva, deci e un brand canadian acesta, cred. Da, trebuie să mă, să mă uit un pic mai bine pe net, să văd exact care e treaba cu dumnealui. Da, pentru că văd aici. Probabil ăsta e producătorul. Da, în fine. Trebuie să mai documentez o țără zona, măi, omuleți dragi. așa, deci aici avem pe ultra cei imunocomplex. Sunt niște capsule. Așa arată. Așa, deci cutie, varianta 30 de capsule, mai departe aici avem uh, Colafest, uh, nu are nicio treabă cu Coca-Cola, da, este un supliment uh, pe bază de colagen, da, tot așa, cu absorpție rapidă. Da, puteți să intrați pe site-ul de la colafest.ro să vedeți mai multe detalii. La fel, 30 de capsule, supliment alimentar pentru o cură de până la 30 de zile. Deci, o cam o capsulă pe zi, dacă aveți doar o cutiuță. Și avem așa... Ingredientele. Colagen, cartidis, formulă brevetată Trasă din pisică de mare, deci din sursă marină, colagen colis, formulă brevetată, extrasă din pește. Deci, tot colagen marin, deci două formule de colagen marin, și mai avem colagen tip 2 și vitamina C. Da, deci cam asta ar fi schema care alcătuiește acest produs. Colagenul din sursă marină are absorpție mai ridicată în organism și termosensibilitate mai mare, comparativ cu colagenul extras din sursă animală, bovină sau porcină. Da, deci din boi și porci. Nu luați colagen din boi și porci. În fine, așa, să râdem un pic. Dar, mă, totuși, suplimentele astea au rolul lor. Bine stabilit, bine definit, da, deci nu mai ziceți că ba, ne ajută la nimic, nu. Ele sunt cumva niște adjuvante, cu efect pe termen mai lung, curele se fac minim 3 luni, adică bă, nu vă așteptați la minuni de pe zi pe alta, pentru că nimic face minuni de pe zi pe alta. Învățați odată și pentru totdeauna chestia asta, pentru că iar mi-aduc aminte de perioada când lucram eu la acel call center și duceam muncă de lămurire cu clienții de la telefon să le explic, da? că suplimentele astea nu au efect de pe o zi pe alta, da? Minim trei luni, cură urmată cu rigurozitate, nu așa că uh, ei acum o capsulă, mai iei peste trei zile, nu, o ei schema asta de tratament în completarea celei date de medic, clar, și vezi dacă ai toleranță la anumite substanțe și toate cele, da, în fine, poate o să vă povestesc altă dată da, despre perioada mea de acolo, da, că a fost așa ceva tragicomic, să zic, da, dar pe totul a fost cea mai bună perioadă a mea, da, au fost diverse momente de acolo. Povestim într-un alt episod, da, nu, nu amestecăm acum cadouri cu chestii din astea, da, deci, Cola fest, la fel, la fel, în formă de capsule, vi le arăt și vouă. Așa arată, da, avem și prospectul. Bun. Aici mai avem un supliment uh, pentru cei care au predispoziție la herpes. Da, ăsta mi-a picat cum nu se poate mai bine, pentru că v-am mai povestit eu, uh, cred că, în uh, episodul cu bullying -ul. Da, v-am spus eu și despre problema mea moștenită de la tăticul. Da, cu episoadele astea de erupții herpetice oribile. Uh, da, sunt aici uh, niște capsule, da, care se administrează în momentul în care apar primele simptome ale, her ale herpesului Așa, iar aici avem uroefect da, pentru aparatul urinar previne infecția, în general toate suplimentele astea pe bază de merișor ajută tractul urinar, mai ales în cazul uh, femeilor, da Domnii au cu totul alte... Suplimente și medicamente de acest gen, pentru că dumnealor iau pentru prostată de cele mai multe ori. Da? Uh, tractul urinar, pișunar și cum mai vreți voi, funcționează un pic altfel. A, așa și aici, da, piesa pieselor. Da, pentru că nu ai cum să nu te amuzi un pic. Uh, avem uh, un supliment. Tot uh, sub formă de tablete, cu extract purificat de rășină mumie cu ginseng. Da. El are efecte pozitive asupra organismului. Da, deci are niște efecte terapeutice bine meritate. Dar, uh, da, denumirea lui uh, e un pic amuzantă. Nu vă speriați că nu vă transformați în mumii. Din contră, suplimentul ăsta ne ajută să nu devenim mumii. Da, ginsengul în general e folosit pentru imunitate, pentru mai multe chestii, pentru circulație. Da, este tot așa, un supliment sub formă de tablete, imediat vi le și pe ele, deja am avut capsule și aici avem tabletuțe, așa arată, niște tabletuțe de culoare neagră, la fel cu administrare, ia să vedem, cred că tot așa una, două care, tablete pe zi, da măi, deci mumia ne ajută să nu devenim... mumi. Ați înțeles? Da? Deci nu vă gândiți că vă transformați în mumii. Nu. Mumia asta vă ajută să nu deveniți mumii. Bun. Deci ne-am ne -am înțeles cum stă treaba și cu această mumie cu efect terapeutic. Da? Mai, asta a fost episodul cu cadourile primite și de moș Crăciun și de moș Nicolae, cumva așa o, o combinație. Da, S-au vorbit cei doi să vină mai devreme în cazul acestor cadouașe, da, o să mă bucur de ele, de nu se poate, dar abia aștept să le desfac așa cum se cuvine și să încep să le folosesc, da, și o să povestim la episoadele cu golite, folosite, testate, bla, bla, bla și despre dumnealor, da, care au fost părerile mele despre aceste produse, da. Uh, îți mulțumesc, uh, Ana, pentru invitație. Mi-a părut bine să ne cunoaștem. A fost un eveniment frumos, chiar dacă nu l-am prins uh, pe tot. Cu siguranță vor mai fi și alte ocazii. Iar uh, pe voi, omuleți frumoși și scumpi și foarte dragi mie, deci, mine de pe canal, știți voi. Vă salut, vă pup, vă cu mare, mare, mare drag. Vă urez ca de fiecare dată spor la noi descoperiri parfumate da? Chiar dacă episodul n-a fost neapărat 100% despre parfumuri. Și da, să ne revedem cu bine în noul an. Încă nu vă zic la mulți ani, încă nu vă zic anul nou fericit pentru că ne mai auzim, ne mai vedem aici pe canal. Pentru că vor urma și episoade cu măxulețul, din nou, pentru că mâine merg acasă. Cam atât, da, pentru Episodul acesta cu primele cadouri din sezonul cadourilor. Pa pa.